Zicem, să vedem la clasa 11, să dă a de x egal cu 1 minus x, 2, x pe 2 și x minus 3. Da. Punctul ăla spune să se calculeze a de 1 ori a de 1. Egal mai departe, puterea vorbește. A de 1 este egal cu matricea 1 minus 1, adică a 0, da. 0, 2, 1 pe 2 și da. 2. Minus 2, mă. A, minus 2, da. Pe 1 minus 2, minus da. 3, minus 2. Da. Ori? Ori... A de minus 2. A de minus 2. Minus 1, 2... Deci A de minus 2 înlocuiești pe X cu minus 2, da? Da. Cât faci aici? Minus 1. Cum să fie așa? E minus 2, minus... Deci 1 minus minus 2. A, minus... A, 3. 3, atenție! 3, 3. 2. Da. Minus 2 pe 2, adică minus 1, da. Și 5, nu? Și? 5, minus 2, minus 3, minus 5. A, minus 5, bă, de un colet trebuie aveți în clasa 11. Da. Minus 5. Și egal cu? Hai să vedem. 0 ori 3, 0, plus... 2 ori minus 1, minus 1, adică minus 1. Cu 2 ori minus 1 cât faci? A, minus 2. A, minus 2, mai. Ești, sunt eu obosit și ce faci? Deci, 0 și minus 2, da? Da, minus 2. Apoi. 0 ori 2, 0, minus 10. Minus 10, da. 1 pe 0,5 ori 3, 1,5. Deci, cât ai zis aici? 1,5. 1,5 ori 3. Adică 3 pe 2 ar veni. Da, 3 pe 2. Să lăsăm așa. 1 pe 2 ori 3, deci 3 pe 2. 2. Așa. 1 pe 2, nu, minus 2 ori 5. Minus 2 ori? 2 ori minus 5. Păi nu, mă, nu e asta cu asta. A, păi minus 2 ori minus 1, adică 2. Deci plus 2. Plus 2. Și faci după aceeași numitor. Amplificăm cu 2 și vine 7 pe 2. 7 pe 2. Deci vine 7 pe 2. 2. Și apoi? 1 pe 2 ori 2. Cât vine? Pe 2 ori 2? 2 pe 2. Adică? 1. 1. Plus 1 pe 2 ori minus 5. Deci, cu ce vine? Linia cu coloană, da? A, iarba. Minus 2 ori minus 5. Pe minus 2 ori minus 5? 10. 10. Și cu 1? Și cu 1, 11. 11. Hai să facem o dată. Ia fă-l tu acum ADN. A de minus 1 ori A de 0. Egal cu. A de minus 1 ori 0. Păi A de minus 1 ori A. Păi minus 1 ori 1. Adică, vine matricea. Zi. Vine matricea 1 minus 1 A. 1 minus, minus 0. Nu. E minusul din față, minusul, e 2. E 2? 2. 2. Da. Minus 1 pe 2. Da. Și minus 1, minus 3, minus 4. Da. Ori? Ori A de 0, 1 minus 0, 1. Da. 2. Da. 0 pe 2, 0. Minus 3. Minus 3. Egal cu? Egal cu prima linie. 2 ori 1, 2. Da. Plus 2 ori 0, 0. Deci rămâi 2. 2. După 2 ori 2, 4. Da. Plus minus 6. Adică 4 minus 6, minus 2. Da.
4, ai zis 4, minus 6, da? Minus 2. După următoarea, minus 1 pe 2 ori 1, minus 1 pe 2, da. Plus minus 4 ori 0, minus 0. Da. Minus 1 pe 2. Deja minus 1 pe 2. După minus 1 pe 2 ori 2, minus 2 pe 2 care dă minus 1. Da. Minus 1 plus 12, adică 11. 11. Da. Ai înțeles? Deci când ai locuit pe ce se întâmplă și pe muncești. Linii coloane, nu trebuie să mai băjbăim. Da. Hai să vedem altceva. Punctul B spune determinat X aparține lui R, pentru care determinantul de A minus A de? Nu, A minus I2. Determinat de A minus I2. A minus I2, așa? Nu, determinant de paranteză A minus I2. Determinantul matricii A minus I2. Ce ai de gând să faceți? Devine matrice A minus 1, 0, 0, 1. Deci mai întâi faci A minus I2. Adică matricea dinainte. 1 minus I2. 1, 1 minus X2. X pe 2. Da. Și X minus 3. Da. Minus 1, 0, 0, 1. Da. Egal cu? Egal cu. Scădem. Da. Rămâne minus X. Da. 2 minus 0, 2. Da. X pe 2 minus 0, X pe 2. Da. X minus 3, X minus 2. X minus 2. Asta este A minus I2. Și atunci, det. A minus I2 egal cu determinantul. Minus X, 2. Minus X, 2. X pe 2 și X minus 2. Și egal cu calculă. Cu minus X ori minus X pe lângă X minus 2, da. Minus 2 ori X pe 2. Da. Minus X pătrat plus 2X minus 2X pe 2. Adică? X minus X. Minus X, dar vreau să minus X. Și egal cu minus X pătrat. Minus X pătrat plus 2X minus X plus X. A plus X. Așa vine, că minus 2X minus X plus 2X plus X face plus X. Plus X. Minus. Asta e determinant. Minus X pătrat plus? Plus 2X. De ce 2X? A, 3X. De unde mă 3X? Păi 2X și cu... Păi 2X minus X cât face? A, nu e X minus X pătrat. 2 minus X face plus X. Așa. Punctul C. Așa, zi. Rezolvați ecuația. Care ecuație? R de A, de matricea A pătrat minus 2. Minus? A pătrat, matricea A pătrat, în paranteză minus 2. A pătrat. După vine minus 2, da. Plus 2 i 2. 2 i 2 să fie... 2 i 2, da. Da. Să fie egal cu X pătrat. La ce înseamnă A pătrat de minus 2?
A pătrat de minus 2. 3 a pătrat ar veni o matrice a de x egal cu un mulțitor cu ea însuși. Da. Și după aia locuim cu minus 2 x-ul. Și ce aici? Prima lui a pătrat de minus 2 plus de 2 ori de 2 egal cu x pătrat. Deci facem a de minus 2 mai întâi, da? Da. A de minus 2 cine este? Înlocuim x cu... Așa, egal cu... 1, 3... Deci 3, 8... 3, 2... Da. Minus 1... Da. Și... 5. Și? Minus 5. Minus 5. Minus 5, da? Da. Și acum a de minus 2 la pătrat. Totul la pătrat înseamnă asta, mă dar te multiplia. 3, 2, minus 1, minus 5, ori 3, 2, minus 1, minus 5, egal cu. 3 ori 3, 9. Mm. Plus minus 2, 9 plus minus 2, 7. Deci 3 ori 3, 9. Minus 2. Și minus 2 cât face? 7, da? Da. În. 3 ori 3 ori 2, 6. Minus 10, 6 minus 10, minus 4. Deci 6 minus 10 face? 6 minus 10, minus 4. Minus 4. Minus 1 ori 3, minus 3, plus minus 3, plus 5, 2. Minus 3 plus 5, 2. Minus 1 ori 2, minus 2, plus 25, 23. Deci plus 25, minus 2, face 23. Ăsta e a pătrat de minus 2, da? Da. Ce înseamnă urma unei matrici? Tr, nu așa vă zis? Da, urma unei matrici. Da. Produsul pe diagonală. Produsul? Elementele pe diagonală sau suma? Suma. Suma produselor pe diagonală. Le adunăm produsele de pe diagonală. Elementele de pe diagonală. Le adunăm, măi, le adunăm, dar nu produse, nimic. Le adunăm. Da. Dar suma elementele pe diagonală principală. Da. Deci tr, cât ar fi aici? Tr de a. A pătrat de minus 2 ar fi egal cu 30. Egal cu 30. Da? Tr de a pătrat de minus 2 egal cu 30. Și acum? Locuim, nu? E bine, 30 plus... 30 plus... 2 ori, 2 ori 2, adică... 2. 2 ori 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. Egal cu x pătrat. Și vine 30 plus matricea 2, 0, 0, 2. Egal cu x pătrat. Și cum să adun un număr cu matrice? Că așa mă aș adună miere cu piele. Păi nu se poate aici. Nu? Dar ar fi trebuit să fie tot o matrice aici. Deci dacă tot spune aici 30 mulțit cu 2 sau ceva în genul ăsta, dar deci este o greșeală. Deci nu se poate aduna un număr cum a zis, la început este greșeală. Dar e copiată de pe undeva, ține nu, e doar să corectăm, nu? E... Și cum ai fost înainte? Corectați, dar ce nu e corectat limitul aici? 2 e 2. Scrieți-o din nou, gura, tr de a pătrat de minus 2, plus 2 e 2. Deci nu se poate, trebuie corectat, da. Nu știu ce să răspund, am luat ce să răspund, că l-am greșit. Hai să vedem altceva. Punctul D.
rezolvație cu, aflați X aparține lui el, știind că X aparține lui el, știind X că egal cu cine, știind că determinant de A de 3 la X egal A de 3 la X 3 la puterea X, X egal cu minus 3. Mai întâi să facem determinant de al de x și când înlocuim în expresia aceea pe x cu 3 la x. Deci det de a de x, determinant matematic, da. Mai sus. Egal cu determinant de 1 minus x 2, 1 minus x 2, x supra 2, da. X minus 3. X minus 3. Și egal cu, vorbește tu, 1 minus x pe lângă x minus 3 minus 2 ori x pe 2. Cât ți-a dat pe acolo? Minus x pătrat plus 3x minus 3. Deci ai mulțit 1 minus x. 1 minus x. Să lângă x minus 3. Minus. Minus 2. 2 ori x pe 2. Ori x pe 2. Și egal cu? 1 ori x e x. Deci din x minus 3. Minus x pătrat. Plus 3x, nu? 3x. Și minus, minus x. X. Minus x cu plus x e rău. Da. Și face minus x pătrat. Minus x pătrat plus 3x minus 3. Plus 3x minus 3. Deci det de a de x, hai să zicem așa, det de a de x arată minus x pătrat minus x pătrat plus 3x minus 3. Cât va fi det de a de 3 la x? Înseamnă că înlocuim pe x cu 3 la x. Deci oriunde vezi x în expresie, pui 3 la x. Va fi egal cu minus 3 la x. 3 la x plus. Nu, pe 3 la x de la a doua. Deci este minus, îl lași. Da. În loc de x pui 3 la x. Da, 3 la x. X era la a doua, adică 3 la x la a doua. Plus 3 ori. 3 ori 3 la x. Da. Minus 3. Minus 3. Așa arată, da? Da. Și cu cât este egal asta? Cât, cât spun de 3 la x, cu ce este egal cu? Cu minus 3. Egal cu minus 3, echivalent cu? Deci pe minus 3 în stânga, așa apare. Minus 3 la x tot la pătrat. Plus 3 ori 3 la x. E 0. Nu e 0. Da, e 0? 0 va vine, nu? Că minus 3 se vede și cu minus 3. Da. Egal cu 0. Echivalent cu? Ce am putea face aici? Să-l scriem pe 3 la x egal cu t. Putea să facem, da? Denotăm 3 la x egal cu t. Și
Și apare minus... Minus t pătrat. Da. Plus 3t. Da. Echivalent. Da, dar aș să vedem mai ușor altceva. Ce am putea face? Ne vedeți, mă, dacă nu știu că e aici. Am văzut să vedem cum la... Nu mai merge. Centrala, nu știu. Deci ce putea face acolo? Dăm pe T factor comun. Da? Deci vine T pe lângă. T minus T plus 3. Egal cu 0. Da. Și când un produs egal 0? Cât oricât la mulții se obține 0? Când unul din factor este 0. Deci de aici rezultă T egal cu 0 sau minus T plus 3 egal cu 0. Deci T1 egal cu 0 și T2 și a de-a doua T2 va fi egal cu cu 3. Minus 3, T2 egal cu 3. Cu 3. Și ne întoarce la substituție. Cine era? T. T3 la X. Și avem 3 la X odată egal cu 0. Ce părere ai? Ceva la X, la X să facă 0? Cum este exponențială tot timpul? String mai mare ca 0. Deci e imposibil asta. Da. Și spui de ce? Fiindcă 3 la X, string mai mare ca 0. Cealaltă. 3 la X egal cu 3. Rezultă că X egal cu 1. Ce a fost aici? Hai să vedem. Mai e un punct? La v-aș de citul ăsta. Atât, nu? Da. Deci, ești? Da. Hai să urmărim ce a fost aici. Începe tu să... Mai întâi am făcut determinant din de A de X. Nu. Chiar la primul punct. A punctul A. Punctul A. Da. Ce a fost? La punctul A a cerut să înlocuim A de 1 ori A de minus 2. Și ce-a urmărit autorul în punctul A? Să calculăm două matrici. Matrici. Dar mai întâi s-a fost să vadă ce înseamnă A de 1. A de 1, da. Adică s-a dacă lucrești pe X cu 1. Da. Ce înseamnă A de 2 sau ce mai fost acolo. Da, A de 2. Da? Deci asta a fost întâi și întâi. Se obții cele două matrici. Da, se obținem cele două matrici. După care au urmărit să mulțirea două matrici. Da. Deci mă te-a zis așa, la punctul înghiștiu ăsta, numărul 1, ai avut la amic, înmulțirea a două matrici, da? Da. Ținerea a două matrici. Matrici. B. La B ce a fost? Punctul B. Spunea că de A pătrat minus, da, era greșit. Deci ce era punctul B n-a fost rezumabil? Era așa. După... A ce? Determinația X aparține lui el pentru care e determinat de A minus I2. În matricea... A făcut A minus I2. Da. Minus I2. Și ne-a dat minus X2. Așa, și până a făcut determinantul său. Determinantul, da. Și ne-a dat o relație acolo, da. Deci, practic, a fost vorba de un determinant de ordin 2, da? Da, determinant de ordin 2. De ordin 2, da? Determinant de ordin 2. Putea să știu că asta a fost a punctul B. Și la C este ceea ce am avut aici, nu? Parcă... La D. La D. Da, la D. Ce am avut aici? De făcut un determinant. Da. O ecuație exponențială, la urmă.
Dar ce a cuprins ea? Dezvoltarea unui determinant de ordin 2 și rezolvarea unei ecuații exponențiale. Da. Sunt două lucruri aici, păi așa. Determinant de ordin 2 am mai vorbit mai înainte. Da. Și rezolvarea unei ecuații exponențiale. Esențial a fost aici să notez P la X cu T, să aducem noi ecuații de gradul 2, după care n-am făcut altceva decât să găsim celor două valori de T, și doar una a fost bună, că cealaltă n-ar fi bună atâta vreme cât e o valoare egală cu 0. Egală cu 0 sau negativă, nu avem ce discuta. Trebuie să fie strict mai mare decât 0. Ia să vedem ce altceva. Propun tu. Studiați existența limitelor funcției f definită pe R în punctele x0 egal cu 2. Deci, limita la asta, așa. Cum arătoare funcția sau vedem în dată? F de x egal cu ce? F de x egal cu apoladă. Funcție dată pe două formule, nu? Da, pe două formule. Deci f de x egal cu? Tangentă de x minus 2. Tangentă din paranteză x minus 2. Da, x minus 2 supra x pătrat minus 3x plus 2. Asta pentru x? Mai mare ca 2. Da. Și logaritm în bază 2 din x pe 2, pentru care x aparține intervalului deschis 0, 2 închis. Așa, da? Da. Și? Noi se pune problema limitei. În ce punct? Da. În ce punct? În x0 egal cu 2. X0 egal cu 2. Ce zice? Mai întâi limita la stânga. Limita la stânga, da. Limita la stânga 2 egal cu limita. Cu limita pentru x tinde la 2, x mai mic ca 2. Ori așa, ori zici, o să-l iată în sumă. Da? Din logaritm în bază 2 din x pe 2. Da. Și egal cu logaritm în bază 2 din 1. Așa. Care e 0. Corect. Și la dreapta 2. La dreapta 2 egal cu limită pentru x tinde la 2, x mai mare ca 2 din x. Tangentă din x așa. Din 2 supra x pătrat minus 3x plus 2. Și egal cu tangentă de 0 supra 4 minus 12 e 12. 3 ori 2, 6. 3 ori 2, 6. Minus 6, 0. 0. Tangent de 0 este 0. 0 pe 0. 0. Ce ai de gând să faci pentru situația asta? Păi pe x pătrat minus 3x plus 2, după ce descoperim cu delta, vine a pe lângă x minus 1, pe lângă x minus x2. Așa, deci găsim rădăcine. Și da. Deci de parte luăm x pătrat minus 3x plus 2, egal cu 0, nu? Da. Să zicem. Minus 4 ori 1 minus 4 ori 2 minus 8, delta egal cu 1, da. X-ul egal cu 1 minus 3 minus 1 supra 2, adică 2 pe 2 care e 1 și X2 egal cu 3 plus 1 supra 4 pe 2 care e 2. Așa. Și atunci când scrie x pătrat, x plus 2, x
Că dai minus 13 e egal cu? Da, cu A, e 1 și vine 1 pe lângă X minus X1, adică 1, pe lângă X minus 2. Are. Și atunci? Ne întoarcem la limita, da. Deci limita la dreapta lui 2 egal cu limita. Limita pentru X egal la 2 tangentă de X minus 2 tangentă de X minus 2 supra X minus 1 pe lângă X minus 2. X minus 2 cu X minus 2 se reduc. O, nu și vorba. A, nu? Cum se face asta? Păi ăsta e argument. Este limita aceea fundamentală. Limită, limită pentru x tind de la x0 din sin de o expresie de x supra e de x face 1 dacă și numai dacă e de x tind de la 0. Adică e de x0 face 0. Egal cu 0. Și la tangente la fel. Limită pentru x tind de la x0 din tangentă e de x supra e de x este 1 dacă și numai dacă e de x 0 face 0. Și anume expresia tangent, argumentul tangent este x minus 2. Da. Deci ar veni tangentă de x minus 2 supra x minus 2. X minus 2, asta face fundamental 1. Fiindcă înlocuim pe x cu 2, expresia asta face 0. Da. Și atunci rămâne doar egal mai departe cu limită. X tind de la 2 din 1 supra x minus 1. X minus 1. Și egal cu, înlocuim pe x cu 2 și face? 1 pe 1. 1 supra 1 și egal cu 1. Constatăm că limita la stânga lui 2, el ies în 2 de dat cât? Zero. Zero, da. Și el de în 2? De în 2 ne-a dat 1. 1. Deci nu este limita. Asta, el ies în 2 diferit de el de în 2, deci rezultă că nu există limită pentru x tind de la 2 din el de x. Și nu este limita aceea. Hai să vedem aici ce notăm la ieșitul ăsta. Ce ar merita să rețin? Care sunt lucrurile care crezi tu că a fost urmărit? Pe la limită la stânga. Deci, limite, există limită pentru x tind de la x0 din f de x dacă și numai dacă există cele laterale. Dacă și numai dacă există el s în x0 și el de în x0 și ele să fie egale. Și el s în x0 el de în x0 el de în x0. Deci, de știut că există limite într-un punct, dar și numai dacă există cele laterale și sunt egale. Da. Altceva? La limită la dreapta în 2, am descompus. La dreapta a fost mai interesant, da, nu? Da, a fost mai interesant. O limită fundamentală aici a fost. Da. Deci mai merită să reținem că am folosit limita fundamentală, limită fundamentală, limită pentru x tind de la x0 din tangentă de e de x supra e de x face 1 dacă și mai dacă e de x0 este 0. Deci de trebuie știut limita asta fundamentală, să nu mergea nimic. Da, limita. Sunt vreo 8 limite fundamentale. Da? Și acel de aceea te folosești pentru ieșiții când ai situații dificile. Alte ieșiții.
Determinați M aparține lui R, astfel încât funcția F definită pe R cu valori în R să aibă limită în X 0 egal cu 2. Care funcție? Să dai. Așa. F de X egal cu acoladă radical din X minus 2. F de X egal cu acoladă radical din X minus 2. În afară, da? În afară radicalului. Totul supra x pătrat minus 4. Așa. X mai mare ca 2 și a pe lângă 2x minus 4 supra 2 la x minus 2. 2 la x minus 2 jos. Da. 2 la x minus 2. 2 la x minus 2 la exponent. Minus aici, da? Da. Minus 1. Și minus 1 aici, da? Da. Asta pentru x mai mic ca 2. Cum spunea problema, să determinăm pe el? Determinația mă aparține lui el, astfel încât funcția evidentă pe el să aibă limită în x0 egal cu 2. În x0 egal cu 2. Determinați pe M? Da. Ce aparține numelor reale. Pe M sau pe A? Cred că vrea spune A. Determinați pe A. A ce aparține. Deci, A egal cu cine, așa încât să existe limită pentru x tinde la 2 și egală cu cine limită? Asta egală cu limită din f de x. Da. Să fie existe limită și să fie egală cu cine, spune. Asta e că limita să fie egală cu? Nu, spune să aibă limită în x0 egal cu 2. Deci cred că tot trebuie făcut limita noastră pe așa dreapta. Sigur că da. Să existe limită în f de x, da, să existe limită, bun. Da. Adică să existe cele laterale, din ce știm noi, da. Să fie egale. Egal, da. Practic, facem la stânga, la dreapta și le egalăm. Și de acolo trebuie să găsească, să-l găsim pe A. Hai să mergem cu, mai întâi cu ce, care limită vrei? Primul. Cu primul. Adică la începată, la dreapta. La dreapta. Până el de în 2. Egal cu limită. Limita pentru x tinde la 2, x mai mare ca 2 din radical de x minus 2 supra x pătrat minus 4. Amplificăm conjugata. Asta, așa auzi radical din x minus 2 așa în afară? Da, în afară. Păi, e o greșeală. Eu dacă mă găsesc pe x cu 2, e radical din 2 minus 2 și nu face 0 sus. Jos face. Poate radical din x minus, cât să zic eu, așa. Deci radical din 2x, că dacă nu ținem 2 ori 2, 4, radical din 4, 2, nu e 0, nu? Și nu e, dacă aș spune așa, radical lung. Dacă zic radical din x minus 2 supra x pătrat minus 4, mare rost. Că din 2 minus 2 face 0 și 4 minus 4 face 0. Cred că așa a fost. Radicalul lung. Da. De acoperi și pe 2 ăsta. Și ca mai departe cum? Cum să facem aici ca să... Am făcut conjugata. Mai nu mai este conjugata acum. Nu e... Că să nu fost acolo ca să fie și ideea conjugată. Dar dacă ar veni radical din 2x minus 2 și dacă înlocuim 2 ori 2 de 4, radical din 4 2 minus 2. Așa da, dacă zic 2x. Da, 2x așa să fie. Deci din 2x. Cred că așa este, da. Deci radical din 2x minus 2 totul supra x pătrat minus 4. Bun. Și acum amplificăm cu conjugata și va veni limită x tinde la 2 din radical din 2x minus 2 radical din 2x plus 2 totul supra x plus 2 pe lângă x minus 2 pe lângă radical din 2x plus 2.
până acum, limită pentru x tinde la... Limită pentru x tinde la 2. Din. Din 2x plus 2, plus 4. Deci 2x minus 4. Minus 4. Totul supra... x plus 2 plus x minus 2. Da. Pe lângă... Așa ai putea să locuiești. Da, putem să locuim și bine. 2 ori 4, ori 4. Ori 4, da. Și egal cu... Ce putem face sus? Sus să dăm un... Un 2, da? Da, un 2. 2. Pe 3 stii de la... La 2. Din. Din 2 pe 2 pe lângă x plus 2. Da. Totul supra x plus 2. Adică 2 și cum face 4. Pe asta să înlocuim. Asta nu face 0. 2 și cu 2 e 4. 4. 4 ori 4, 16. Pe lângă x minus 2. Simplifică. Și 2 pe 16 face 1 pe... La 6 vine, deci egal cu 1. 2. Se simplifică și vine 2 plus 2, 4. Care e 2 plus 2? Păi am zis 2 și cu 2, 4 și cu 4 ori 4 face 16. Da. 16, 2 pe 6. 16. Care face 1 pe 1. Care face 1 pe 1, da. Da. Asta a fost limita la... La dreapta. Limita la stânga lui. 2. Egal cu. Limita pentru x tinde la 2, x mai mic ca 2, din a pe lângă 2x minus 4, supra 2 la x minus 2, minus 1. X plus 2, minus 1. Egal cu. Ce de gând să facem aici? Păi ar veni sus a pe lângă 2x, supra 2x minus 4, ori 2x minus 4. Am scoate un 2 în factor aici. Tu ce ai de gând să desfaci aici, nu? Da. Păi îți trebuie că e greșit, eu tot n-am nimic. Trebuie să scot pe 2 ca să fac x minus 2. Când mă interesează să apară ca varianta asta de exponent, da? Și calcul limită pentru x tinde la 2 din. Din cine? A pe lângă... 2-a. 2-a, că am zis că trebuie 2. Pe lângă cine? 2-a pe lângă? X minus 2. Supra. N-avem ce face așa. Da. 2 la x minus 1, minus 1. 2 la x minus 2. 2 la x minus 2, da. Minus 1. Și egal mai departe cu... o limită fundamentală. Este să mă gândesc la limită fundamentală. Și avem o limită fundamentală care zice așa. Limită pentru x tinde la x0. Din a la o expresie de x. Limit pentru x la 0 de la a la o expresie de x minus 1 supra e de x, totul supra e de x, este egal cu logaritmul natural din a, dacă și numai dacă, e de x0 egal cu 0.
Deci A la o expresie, minus 1 supra acea expresie, face logaritmul din A. Dacă și mai dacă înlocuim pe X cu X0 în expresie, el face 0. Și hai să notăm, în situația noastră ar fi așa, 2 la ceva. Expresie. Cât este expresia aia de X? X minus 2. Minus 1 supra expresia aceea, dar și inversa. Va face invers, 1 pe logaritm natural din A. Deci, așa ceva face logaritm natural din A. În cazul nostru, expresia este X minus 2, nu? Și locuim pe X cu 2, vine 2 minus 2, 0. Suntem în cazul ăsta. Dar n-am la numitor pe cine nu am aici. Nu l-am pe X minus 2, pe expresia asta. Și atunci eu pun X minus 2 aici și înmulțesc cu X minus 2 ca să nu strig din ieșițiu. Deci, și x minus 2 simplifică cu x minus 2 asta, pardon, x minus 2, deci cu x minus 2. Și de fapt, asta face cât? Logaritm natural din A. Dar A-ul cine este în cazul nostru? Din 2. Face logaritm natural din 2. Și va face limita asta, iau mai departe, cu 2A. 2A. Supra logaritmul ăla din 2. 2 nu se identifică cu 2. Nu. Că 2 este argumentul logaritmului. Deci, iată, că la, am așa, la dreapta mi-a dat 1 pe 8, iar la stânga 2a pe logaritmul din 2. Și zic, acum, există limită pentru x timp de la 2, din f de x, dacă și mai dacă, cele două sunt egale. Dacă și mai dacă, 1 pe 8 este egal cu 2a supra logaritmul din 2. Da? 2a? Adică echivalent cu. Și de ce scoatem pe a? Adică facem prosumezul plus extrem, da? Adică logaritmul natural din 2 egal cu 8. 8 ori 2, 16. Din unde scoatem pe A, A egal cu logaritmul din 2 supra 16. Egal cu logaritmul din 2 supra 16. Și cu asta l-am găsit. Cine este A? Logaritmul natural din 2 supra 16. Ce putem ține, ce putem reține aici? La ieșitul ăsta, care sunt lucruri care pe tine te-au blocat, ai avut inițiativă? Deci, mai întâi și întâi, el a fost dat greșit, aici zicea da, 2x, da, era 2x minus 2, da. Ca să ne plasăm în 0 pe 0, ca să aplicăm conjugata. Deci, limit, există limită, dacă și mai dacă există cele două, și sunt egal, știam chestia asta. Acum, pentru limita la dreapta, lui 2, pentru limita la dreapta lui 2, care a fost artificiu? A fost acela de a aplica conjugata și urmă să se simplifice x minus 2, da? Deci, el de la dreapta lui 2 mi-a dat 9 după modificare, ce? 1 pe 8. Da, 1 pe 8. Da? Și el se simplifică prin x minus 2. Mărător, nu? Da. Se simplifică prin x minus 2 și am obținut limita la dreapta 2. Limita la stânga, el ies
În doi a fost aici fundamental asta. Fără ea nu puteam să facem niște, da? Deci limita de drept ascuns, limită pentru X timp de la X0, din A la puterea E de X, minus 1, supra E de X, egală cu 1, nu, cu logaritmul natural din A, dacă și numai dacă E de X0 este 0. Deci asta a scos. Da. Hai să vedem aici. Ce mai ai? Te rog. Matricea A de X egală cu X minus 1, 1, X minus 1, 1, 1, 1, 1 și X minus 1. Și X minus 1. Rezolvați ecuația, determinantul... Amino. Da. Rezolvați. Ecuația. Determinant de A de X minus E2 egal cu 1. A de X minus E2, paranteză așa. Da, da. Egal cu 1. Echivalent. Ce trebuie să facem? Păi vine A de X, adică matricea de sus, minus 1, 0, 0, 1. Deci facem asta mai întâi. Da. Deci vine... A de X, lucrarea aia, A de X minus E2, egal cu matricea, aceea care avem X minus 1. Minus 1. 1, 1. X minus 1. Da. Minus. 1, 0, 0, 1 și egal cu, ca să vedem ce faci. X minus 1, minus 1, egal cu X minus 2. Ia să reluăm un pic.